Stațiunea de cercetare a ovinelor și caprinelor de la Popovuți este singura din Europa care se ocupă de rasa caracul. Mai mult decât atât, cu eforturile cercetătorilor a fost creată rasa caracul de Botoșani, de asemenea unică la nivel european. Deși cu rezultate bune, aproape 30 de ani, stațiunea de cercetare de la Botoșani a fost lăsată în paragină și în pragul sărăciei. Odată cu ștergerea datoriilor și relansarea acesteia în 2017, încep să se vadă rezultatele. Șefii instituției spun că au gândit o strategie de investiții, atât în personal, dar și în infrastructură. Au fost deja angajați cercetători tineri și au fost făcute o serie de reparații. Gândim o strategie în așa fel încât stațiunea de cercetare, așa cum o știm noi, un brand al regiunii nord-est a României, sigur, în momentul de față, stațiunea de cercetare Popovuți se află pe un trend ascendent după reorganizare și după acele datorii istorice care au fost șterse. Sigur că acum lucrurile s-au schimbat mult în bine și vorbesc de faptul că pe lângă resursa umană care, iată, încetul și încetul se îndreaptă spre o instituție de cercetare, ceea ce era foarte greu înainte. Vorbim de fonduri, vorbim de venituri proprii care ne ajută să investim în activitatea de cercetare și dezvoltare a stațiunii. Mai mult decât atât, a început dotarea și reabilitarea laboratoarelor de cercetare cu echipamente moderne prin fonduri europene. La momentul actual, așa cum am spus-o și cu altă ocazie, suntem cu proiectele care le avem noi în faza de a ne dota, de a moderniza aceste laboratoare care în ultimii 30 de ani nu s-a făcut absolut nimic în ele. Astăzi putem discuta de o dotare a laboratoarelor, deocamdată le-am aranjat. Sigur, mai sunt unele chestiuni care, din punct de vedere legislativ, nu ne este permis în momentul de față, dar să sperăm că în viitor vom avea posibilitatea să și, pe lângă aparatura necesară, să asigurăm și mobilierul de care are nevoie aceste laboratoare. Șefii stațiunii spun că aceste echipamente îi vor ajuta să extindă aria de cercetare și să lucreze la un nivel cât mai înalt din punct de vedere științific, inclusiv să găsească pe cale genetică exemplare rezistente la bolile care fac ravagii în rândul ovinelor. Nu putem discuta de, să spunem, activitate de cercetare aplicată fără să nu avem aceste laboratoare, fără să nu avem aparatura necesară, tocmai în ideea de a face determinările și, sigur, rezultatele pe care sperăm noi să le obținem în continuare. Sigur, tot ceea ce ține de activitate de cercetare în cele două baze experimentale, ele sunt făcute doar pe principiul activității de selecție-ameliorare, dar noi vrem să depășim acest lucru și prin achiziționarea aparaturii necesare o să facem și alte determinări care, sigur, ele sunt de o mare necesitate pentru zona privată. De exemplu, punem la punct acum un laborator să determinăm, dacă vreți, acele animale rezistente la screpie. Totodată, cu ajutorul echipamentelor, spune directorul Ionică Nechifor, se va ajunge la cercetare de nivel european. Dacă nu investim, dacă nu punem bazele acestei activități, noi nu o să reușim niciodată să fim competitori cu, să spunem, o stațiune de cercetare omologă a stațiunii noastre. Și vorbim nu neapărat pe rasa caracul, nu neapărat pe producția de pelicele, dar putem vorbi de producția de carne, producția de lapte, ceea ce alte state sunt la un nivel mult, mult, mult mai performant decât noi. De aia vrem să investim, tocmai în ideea de a putea să atragem interesul altor colaboratori din alte state membre a Uniunii Europene și nu numai. Una dintre ambițiile cercetătorilor botoșeneni este realizarea unor rase de carne și lapte plus noi varietăți de culoare la rasa caracul.